Caravana Casper, din cadrul campaniei naționale Dărâmăm Ziduri pentru a construi punți, a ajuns astăzi la Suceava. Elementul central al campaniei îl constituie manifestul pe bicicletă, susținut de cunoscutul Florin Georgescu, ciclistul nevăzător care parcurge jumătate de țară pe o bicicletă tandem cu două locuri, împreună cu Alexandru Răcănel. Ajunși pe esplanada din fața Casei de Cultură, cei doi au dărâmat un zid simbolic al dizabilității. Acest sistem Casper se concentrează pe ceea ce pot face persoanele cu dizabilități și nu neapărat pe ceea ce nu pot face. N-ar trebui să plecăm de la premisa că ei nu pot face, ci pot face de foarte multe ori mult mai mult ca noi. Probabil că n-aș fi avut această inițiativă împreună cu un prieten așa zis normal, care vede, care gândește de 10 ori înainte de a se sui pe bicicletă. Florin e un tip extrem de curajos, am făcut foarte multe lucruri împreună, recordul național de viteză pentru nevăzători, Turul României ca inițiativă privată, am mers cu bicicleta până la Londra de la Arad. Avem ceva. Cei doi au deja o istorie comună. În afară de recorduri, ei au înființat împreună asociația Tandem și pun acum bazele clubului sportiv Tandem Arena, unde vor activa echipe mixte formate din sportivi valizi și sportivi cu dizabilități. Este încă o formă prin care Florin și Alexandru vor să arate lumii că oamenii cu dizabilități pot face lucruri. Ceea ce pare nefiresc este, de fapt, normal. Nu este absolut nimic special, este un parteneriat egal între două persoane care împărtășesc aceeași pasiune, până la urmă, de a merge pe bicicletă. Ne-am dorit să facem chestia asta, am făcut-o acum foarte multă vreme, în cadrul unei inițiative personale, am făcut un semitur al României pentru că am avut niște probleme în 2009. L-am făcut cu sprijinul unor prieteni de la un ONG, al celor de la Bateșaua din București. Am ajuns până în Sighetul Marmației și am făcut-o fără niciun fel de mediatizare, nu ne-a întrebat nimeni nimic, nici ce căutăm, nici ce facem. Eram priviți puțin ciudat pentru că eram doi pe bicicletă, până nu interacționam foarte strâns cu persoanele din jurul nostru, nici măcar nu observau că Florin este nevăzător. Deci este perfect normal, așa cum v-aș urca pe oricare din dumneavoastră în spatele meu pe bicicletă și am pedala. Dacă prima dată când am plecat în acest proiect știam foarte clar despre ce ziduri și despre ce fel de punți este vorba, acum mă gândesc că odată cu înaintarea în această poveste este vorba preponderent sau în primul rând de zidurile și punțile din noi care trebuie dărâmate și construite. Pentru că doar dacă reușim să schimbăm câte ceva în noi, reușim să putem nădăjdui că vom produce oarece schimbări și în percepția oamenilor din jurul nostru. Mesajul meu personal este acela de a milita, de a face un lobby pentru sport, pentru sport în genere, pentru mișcare în aer liber, însă în particular și pentru ideea de paraciclism, care este extrem de slab reprezentat în țară. Scopul acțiunii este să dărâmă zidul dizabilității, adică oamenii cu dizabilități sunt nu sunt o povară pentru societate, de fapt sunt o provocare pentru societate să arate cât se poate de frumos poate să fie. Sunt 80.000 de oameni nevăzători în România. Sunt sute de mii de oameni afectați de o dizabilitate. Mulți dintre ei sunt capabili să facă lucruri minunate. Florin nu vede și a pedalat până la Londra, deci e un model pentru noi toți, lucruri care facem. Am văzut în ziar acum două zile despre un domn care nu are niciun picior, nici o mână și lucrează și a făcut bacalaureat la 36 de ani. Deci lucrează cazul grav. Nu știu dacă ați văzut acest reportaj. Foarte interesant, din Arad. Oamenii care, de fapt, ne face pe noi toți să ne fim bucuros că nu neapărat suntem noi direct afectați de o boală sau o dizabilitate, dar în același timp să ne încurajăm să facem mai mult în viața noastră. Caravana a pornit din Baia Mare la 1 iulie, iar pe parcursul acestei luni străbate în total 19 orașe reședință de județ. Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Arad, Zalău, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc, Bistrița, Suceava, Botoșani, Iași, Piatra Neamț, Bacău, Vaslui, Focșani, Galați și Brăila. În paralel, o a doua caravană cu cicliști în tandem, condusă de Arnold Butu, a pornit de la Asociația Phoenix Speranța din Mediaș, județul Sibiu, pentru a străbate cealaltă jumătate de țară. La 1 august, cele două echipaje vor ajunge în București, unde se va organiza
un concert cu același scop, de a face cât mai vizibilă campania Casper și a promova paraciclismul. Arnold Butu este un ciclist nevăzător care a reprezentat România la Olimpiada de la Beijing. Acum, la 42 de ani, speră să se califice și la Jocurile Paralimpice ce vor avea loc la Rio de Janeiro în 2016. Arnold Butu este și cel care a pus la dispoziție bicicletele speciale pentru tandem. Bicicleta am achiziționat-o cu ajutorul prietenului nostru Arnold Țava Butu de la Odorheiu Secuiesc, care actualmente împreună cu fiica lui constituie echipa sud a acestei caravane. El ne-a ajutat. Din nefericire, la noi nu se găsesc foarte ușor biciclete tandem, în niciun caz biciclete tandem pe sistem de semicursieră. Tot cu ajutorul lui am mai echipat o bicicletă de competiție cu un cadru de carbon care acum este la București datorită faptului că a avut un accident nefericit. Am oprit într-o pauză și a trecut un tir peste ea. Ce să vă spun? Bine că era într-o pauză. Da, bine că era într-o pauză. E achiziționată de afară? Este achiziționată din Ungaria, da, bicicleta, iar cealaltă vine de undeva tocmai din Taiwan. În România, din nefericire, inițiativele de genul acesta sunt singulare, după cum vedeți. Caravana Casper vrea să atragă atenția asupra abilităților pe care le au persoanele cu dizabilități și urmărește schimbarea mentalității opiniei publice referitor la această chestiune. Fac un apel pe această cale către toți cei care vă urmăresc să ne sprijine cu like-uri și cu mesaje pe caravanacasper.eu și pe pagina noastră de Facebook, pentru că ne este foarte de ajutor. Vrem să mediatizăm, vrem să vadă toată țara și să încercăm să mișcăm un pic lucrurile.